poate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. Credeți sau nu, astăzi mergem în Slobozia pentru a-l cunoaște pe Marius. Bună dimineața, Marius! Salut! Bună dimineața! Bună! Ce faci? La program, la serviciu. La serviciu. Cu ce te ocupi? Economist. Economist. Bun. Cifre. Cum merge economia? După cum știe toată lumea. Încet și prost. Încet și prost. Cum, domne, că ne-a zis că bubuie, duduie ceva, domnul prim-ministru interimar. Da, cred că o să bubuie. Da, cred că ar fi șanse să meargă și mai bine. Aha. Marius, ce vârstă ai? Loc de mai bine. Ce vârstă ai, Marius? 54. Mulți înainte. N-am mai auzit de mult expresia asta cu la program. Știi? La program, da. În loc de serviciu. Așa a spus, sunt la program. Da, da, la program, da. Marius, am auzit și ceva colegi, nu? Da, am și câțiva colegi. I-am solicitat să mi se alăture. Foarte bine ai făcut. Asta e, asta trebuie făcut. Trebuie să fie un exemplu pentru toți participanții la concurs. Atunci când ne prinde telefonul de la Europa FM pentru Dublu sau Nimic, undeva unde putem solicita ajutor, nu trebuie să ne fie teamă, jenă. Trebuie să chemăm cât mai mulți oameni aproape ca să avem șanse mari de a câștiga. Hai că-l punem pe Marius la panoul de onoare atunci pentru decizia asta. Da. Mulțumesc. Bravo, Marius, ai început cu dreptul concursul. Începem și întrebările? Începem. Bine, Marius. Ai spus că câștigi 800 de euro, știi, da? Da. Plecăm de la 100 și dublezi de fiecare dată. Dacă vrei sau nu, te poți opri, însă poți face lucrul ăsta doar după un răspuns corect, pe care trebuie să-l dai în 6 secunde. Bine? Am înțeles. Hai, succes! Mulțumesc! 100 de euro. Marius! Marius? Da? Spune-ne, te rugăm, pentru 100 de euro. Care a fost primul oraș din România iluminat electric? Timișoara. Mamă, deci... Ești sigur? O să-mi stea inima într-o dimineață. Da. Cu câtă legeritate trec ei prin 6 secunde astea, nebunesc. Da, cred că lui i-au ieșit... Ți-au ieșit pe realbi? La faza asta? Da. Da. Ce ți-au spus colegii? Că ți-au spus ceva colegii acolo? Eram în dubii și... Între ce și ce? Da. Între Timișoara și Ploiești. Ploiești cred că era ceva cu gaz. Lampant. Da. Da. Ploieștiul sau București au fost iluminat cu gaz? Nu mai știu, că nu mai... Bucureștiul. Să întrebăm pe domnul Iliescu. Cert e, Marius, că ai câștigat. Mulțumim! Bravo! Timișoara, care, mă rog, e primul oraș european iluminat electric. Asta e mândria, faima noastră. Ai dat atunci și vorba azi în Timișoara, mâine în toată, da, Europa. Am zis să mai simplific un pic întrebarea, de-aia am precizat că e din România, ca să nu induc concurentul respectiv pe tine în eroare. Marius, mergem la 200? Mergem. Hai, cum să nu mergem? Încurajează colegii. Păi, dar mai zi o dată. Nu sunt fraieri, colegi. Cât sunt acolo? Încă 4 colegi. Încă 4 colegi și ești pe speaker, nu? Adică aud și ei. Exact, da. Bravo. Hai că e simplă asta, pe bune. Ne vezi pe colegi. Da, da, da. Să sperăm. Ai auzit indiciu de mai devreme? Păi... Nu. Păi ce faceți, domne? Nu știți că mai de mine... Mai trebuie să și lucrăm. Și ce? Lucrați și ascultați radio. Cineva mai și muncește. Da, corect. Da. Și mă, nu poți să asculti radio când lucrezi? Ba da, e chiar mai plăcut. Noi când lucrăm, n-ascultăm radio? Napoleone. Noi când lucrăm aici? Pe unde? 200 de euro. Colegii sunt lipiți de perete sau... Da, sunt lipiți de mine. Vezi cum era pe vremuri în jurul tranzistorului toți. Da, 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 da. Zi, Mariuse, zi, Mariuse. Marius! Pentru 200 de euro. Spune-ne, tu sau colegii, dar vezi că dacă te ajută vreun coleg, trebuie să dai tu răspunsul, da? Da. Cărui scriitor îi aparține personajul fictiv Jean Passepartout? Passepartout. Ocolul... Aha. Ocolul. Pământului Jules Verne. Asta.
Jules Verne. Dar cineva trebuie să scrie mai repede pe Google. Colectivul foarte lent. Da. Foarte lent colectiv. Da. Da. Păi ce făcureți, măi? Ocolul, da, da. Cât timp? Și acolo nu i-au dat decât 80 de zile. Aici 6 secunde. Of. Da. 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 Răspunsul e corect, Jules Verne, însă a venit mult prea târziu. Colegi, reveniți în birouri. Marius, ne pare rău. N-a fost să fie în dimineața asta, poate altă dată. Da. Da. Hai, ținem pumnii. Hai, mulțumim, vă pupăm, numai bine, spor la treabă, baftă! Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.